Nu sunt deloc optimist. În primul rând, dacă ne gândim la o informație de bază, faptul că 40% dintre copiii actuali în ciclu educațional nu au acces la învățământul online. Deci există și o lipsă de infrastructură, există și o lipsă de posibilități pentru a permite pentru a avea echipamente și device-uri care să le permite, în primul rând, accesul la acest tip de educație și, în același timp, și lipsa de infrastructură în acele zone care probabil sunt în zone izolate, zone care nu reprezintă un target comercial pentru providerii de servicii internet fix sau mobil. Avem o cincime dintre români care nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale cel puțin elementare. Deci dacă ne uităm, avem o realitate disproporționată și o viziune unitară, o strategie în domeniul transformării digitale trebuie să fie, să spunem, subiectul de dezbatere între toate forțele politice, indiferent că vor face parte din arcul guvernamental sau nu. Îmi doresc o comisie a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor mult mai activă.